vizionare plăcută. 2, 2, 2, 2, 2. Și gospodine și voi domnișoare fine. Mâine avem Sfântul Vasile, mâine anul nou ne vine. Ce stați triși și supărați? Ia sculați-vă din pat, scoală-te, fă lampa mare, să vezi cum are plugarii. Plugari vechi din câmpul lung au pus 12 voi la juc, din tot satul câte un bou, să arem de anul nou. La urei și clopoței și încă o dată, măi, plăcăi! Erau vremuri, măi, băieți, erau codri netăieți, erau păduri netăiete și plăcăii purtau plete. Plăcăi de 20 de ani, nu ca azi niște puștani, fete mari cu capul gol, strângeau grâu pe ogor. Cât e lumea de deșteaptă, de la plum în care așteaptă. Rață, gâscă, curcă, pui, toți trăim pe urma lui. La urei și clopoței și încă o dată, măi, plăcăi! Am sperat și mai sperăm, ne-am învățat să răbdăm, că salariul nu mai crește, piața mereu se scumpește. Petre Roma la început ne-a promis că ne dă mult, ne-a promis, dar ce folos, că l-au dat minerii jos. Și l-au pus pe Stolojan, ne-a condus și el un an. Când n-a mai avut putere, ne-a zis pa, la revedere. Văcăroiul ne-a luat mau, ne-a aplicat TVA-ul, ne-a mai îndulcit amarul, ne-a găurit buzunarul. Dă-i, Doamne, lui Iliescu, puterea lui Ceaușescu, să dea și el un decret, să-i mai pună la respect. Pentru poporul român, un Vlad Țepeș ar fi bun. Ar scăpa țara de hoți și ar potoli pe toți. La urei și clopoței și încă o dată, măi, plăcăi! Omul pe pământ e mare, omul pe pământ e tare, taie spânzele, omoară, strânge bani, face comoară, crede că n-o să mai moară. Dar noi nu suntem de ieri, ci de când erau boieri, cu carul, cu boi bălani, ne duceam până la Focșani. Drumul înghețat și bun, aduceam vin de Crăciun, făceam chef și veselie, nu știam de fudulie. Astăzi lumea e fudulă, tot mucosul cu frezură, de la mic până la mare, el măsele în gură n-are, dar mai are un dinte în față și cu o mustață hoață. Ia mai mânați, măi! De urat am tot ura, dar nu suntem de Ișcolea. Suntem de la Bălțata, unde nu pătrunde rata, că e un drum atât de rău ca și cel de la Arbacău. Va mai sunt niște șosele cu denivelări pe ele, unde foarte multe rate au rămas și fără roate. Autobuzul saltă dintr-o groapă în altă baltă. Ia pagnizi din bice, măi, să repare aceste căi, că de un an încoace numai găuri și băltoace. La urei și clopoței și încă o dată, măi, plăcăi! Și așa trecură anii de la dacoși și romanii, că-și la Putna în mormânt zace Ștefan Domn cel Sfânt și îi spune la popor că Moldova e a lor. La urei cu clopoței și încă o dată, măi,
veți plăti! La anul și la mulți ani! Thank you.
cărlăul Gironin. Hai pentru capul tău gătit, pentru capul tău gătit. Hai, cu de un moș al meu și făcut de un moș al meu. Hai măsurat pe trupul tău, măsurat pe trupul tău. Hai, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post. Hai de când acasă n-am post, de când n-o să n-am post. Hai, și acasă când n-am ajuns, și acasă când n-am ajuns. Hai, am găsit la catopos, am găsit la catopos. Hai, lu-ai la cătu cu mâna, lu-ai la cătu cu mâna. Hai, și veniga tu căciula, hai, intru în casă cu deasila. Thank you.
dată. Păi și-am zis verde de lalea, păi asta este ceata mea. Păi cea mai rea, cea mai vicleană, păi este ceata cea bășteană. Păi și-am zis verde de cireș, așadar, irozii oiștenilor.
doar aici oricum. Îl rog pe Mircea să vină alături de mine. Hai, Mircea, noi ca niște colindători și ca niște gazde bune ne și plătim urătura, da? O rog pe Cristina să vină alături cu Colacu. Mircea, te rog să fii și tu alături de mine. Deci aici este răspunsul nostru comunității față de această frumoasă ceată. Acest colac făcut din pâine, din făină și sare de la Dărmănești îl primește capul cetei, Ionuț Bogasiu. Și avem și un pliculeț, nu prea gros, dar nici prea subțire, să vă dea Dumnezeu un an bun cu tot ce vă doriți. Îl dau soției, da? Că ea e... Unde ești, părina? Mulțumesc tare mult! Ceata Boiștenilor, una dintre cele mai frumoase cete, una dintre cetele care ne-a făcut cinste și în Italia și în țară, pe unde am mai fost, și pe la televiziuni, și în Bacău a luat locul 1. Încă o dată aplaudăm Ceata Boiștenilor. Felicitări și la anul vă așteptăm alături de noi. Mulțumim foarte, foarte mult!